După cine ești moarte în doliu, de ce tot suspini și oftezi? E foarte fierbinte cafeaua, nu te grăbi că te frigi. Mai lasă-mi pe cer încă steaua, dacă eu am să mor, ce câștigi? Cu astfel de cuvinte, parte dintr-o incredibilă poezie scrisă cu doar câteva zile înainte să plece dintre noi, Corneliu Vadim Tudor a demonstrat odată în plus că nici măcar moartea nu-l poate intimida. Până și despre moarte, talentatul om de litere putea scrie un pamflet. Din păcate, chiar dacă nu l-a speriat, nemiloasa doamna Întunericului l-a învins șocant de rapid. Ai venit să mă iei în persoană, prea mare onoare îmi faci, din toată specia asta umană, numai pe mine mă placi. Cerneala s-a uscat pe fira din agenda în care Corneliu Vadim Tudor și-a pus la păstrare pentru veșnicie cea mai frumoasă dovadă că a fost curajos până la capăt. Ceremonia funerară a fost una impresionantă. Mii de oameni de toate vârstele au venit să-l conducă pe ultimul drum. Sicriul cu trupul neînsuflețit al fondatorului Partidului România Mare a fost învelit cu drapelul național și fanfara a intonat imnul țării, în timp ce militari din garda de onoare au tras focuri de armă. Printre cei prezenți la căpătâiul lui Corneliu Vadim Tudor s-au aflat foști colegi de partid, oameni politici și artiști. Cele două ofice, soția, prietenii și sute de simpatizanți și-au luat adio de la politicianul și poetul Vadim Tudor. Alea principală a cimitirului Ghencea a fost neîncăpătoare pentru mulțimea strânsă să asiste la slujba de înmormântare, care a fost oficiată de un sobor de 16 preoți. Până în ultima clipă, alături de Corneliu Vadim Tudor, au fost, în afară de familie, prietenii devotați care nu s-au dezis de el, oricât de grele au fost situațiile pe care le-au traversat de-a lungul timpului. Din păcate, au fost și mulți absenți. Dacă erau votanții, numai cei care l-au iubit, numai aici și aici, dar și mult acolo, nu mai vorbesc din toată țara, am peste 300 de telefoane, o parte dintre ei plângeau când îmi dădeau telefon. Vorbeam des, Vadim Tudor, des. Și nu pot să-mi amintesc decât lucruri bune în momentele astea, deci chiar numai lucruri bune. Îmi amintesc mesele pe care le făceam până dimineață cu scriitori, cu pictori, poeți. Era o nebunie, cu Mihai Ungheanu, cu Sabin Bălașa. Am întâlnit oameni veniți din toate colțurile țării, oameni cu care Vadim s-a întâlnit cândva sau Marius, care l-admirau pe Vadim și a fost un gest extraordinar al românilor față de Vadim. Vadim Tudor și-a început cariera politică odată cu crearea Partidului România Mare în 1991. A fost senator timp de 4 legislaturi. A candidat și la președinție de 4 ori în anul 2000, reușind chiar să intre în turul al doilea al scrutinului. Vadim Tudor a fost autor al mai multor volume de poezie și proză. A scris eseuri, scenarii de film, piese de teatru, reportaje și cronici literare. A fost distins cu Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler și a primit medalia de bronz a Vaticanului înmânată de suveranul pontif Papa Benedict al XVI-lea. Gest motivat în mare măsură de credința puternică în Dumnezeu și respectul pentru dreapta credință manifestate de-a lungul întregii vieți de Corneliu Vadim Tudor. De altfel, aceste valori creștine dovedite constant l-au determinat și pe șeful Bisericii Ortodoxe Române, Patriarhul Daniel, să-i transmită un mesaj de rămas bun. Om credincios și erudit, patriot și bun orator, Corneliu Vadim Tudor va rămâne în memoria românilor pentru pasiunea și spiritul său dinamic, dovedite în susținerea propriilor sale convingeri. Iubit de mulți români, contestat, nu de puțin, respectat și controversat uneori în egală măsură, omul cu o cultură generală absolut fabuloasă, poetul, pamfletarul, politicianul Corneliu Vadim Tudor, rămâne una dintre personalitățile care au marcat societatea românească în ultimii 20 de ani. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Acum ești captivă la mine, am vrut să-ți arăt, draga mea, că nu-mi este frică de tine, ți-am pus șoricioaică în cafea.